Dintre toate locațiile pe care municipalitatea le-a propus pentru amenajarea de centre de vaccinare, au fost acceptate doar 7. În urma discuțiilor permanente purtate cu conducerea Direcției de Sănătate Publică, respectând totodată ordinul guvernului privind înființarea acestor centre de vaccinare pentru populația generală, Primăria municipiului Buzău a pus la dispoziția DSP mai multe spații în municipiul Buzău. Ulterior, în perioada sărbătorilor, acestea au fost verificate de către reprezentanții DSP și, în final, au rămas active doar 5 zone unde vor fi amplasate toate cele 7 centre de vaccinare. Locațiile sunt funcționale, dar mai trebuie amenajate în scopul pentru care au fost selectate și de asemenea vor trebui să fie autorizate pentru desfășurarea activității de vaccinare. Vă dau exemplu locațiilor agreate împreună cu conducerea DSP. Bineînțeles, vor trebui făcute demersuri în perioada imediat următoare pentru autorizarea acestor spații pentru transformarea lor în centre de vaccinare. 2 centre de vaccinare vor funcționa în spațiul primăriei la demisorul Laboratorului de Sănătate Mentală. E vorba de clădirea primăriei de pe strada Gârlaș. Acolo vor fi amenajate 2 centre de vaccinare. Tot 2 centre de vaccinare vor funcționa în clădirea primăriei de pe Bulevardul Bălcescu. Vorbim aici de fostul sediu al Direcției de Sănătate Publică, ce între timp a fost reabilitat și modernizat de către primărie. Un alt centru de vaccinare va funcționa la liceul cu program sportiv din zona micro 14. Am încercat cumva să delimităm aceste centre și pe anumite zone geografice ale municipiului Buzău. Un alt centru de vaccinare va funcționa în sala de sport a liceului Henri Coandă și încă unul într-o clinică de sănătate privată pusă în totalitate la dispoziția DSP și implicit a primăriei. Am înțeles din discuțiile purtate cu DSP că la aceste 7 centre din municipiul Buzău vor fi arondate și unele comune limitrofe Buzăului, astfel încât populația să vină în municipiu pentru a se vaccina. Cel mai probabil dotările sanitare specifice unor astfel de centre de vaccinare anticovid nu vor intra în sarcina primăriei, ci vor fi asigurate prin structurile Ministerului Sănătății. De asemenea, primăria va pune la dispoziție pe toată durata campaniei de vaccinare toți medicii și asistentele medicale care activează în cadrul instituțiilor de învățământ din municipiu.